Prahova va continua supremația în ceea ce privește folosirea energiilor verzi. În ceea ce privește energia solară, nu mai avem decât să facem cu mâna celor care au rămas în urmă, și la fel la energia hidro. Pentru a închide acest capitol, mai sunt demontat în județ 62 de megawatts, care vor fi o capacitate energetică pe care nu vor putea atinge foarte multe județe, având în vedere faptul că piața s-a cam saturat. Să ne aflăm aici la Bălțești, un câmp de 5 MW, o investiție greco-română, care aduce venituri suplimentare primăriei Bălțești, aduce o idee despre o dezvoltare modernă și constituie premiza acelor lucruri care îl înlătură pe Toma Necredinciosul, adică primarii înțeleg că se poate. Și după ce am făcut experimentele cu comunele din jurul Ploieștiului, dar și cu comuna Ciorani, anul acesta ne ocupăm de, și anul viitor, de aceste comune, din acest bazin care e așa numitul Colegiul 6. Fără nicio legătură cu politica, pentru că nu suntem noi cu supremația în colegiul ăsta, dar așa a fost alegerea în 2008, că ne ocupăm mai mult în 2012, dacă câștigăm, de acest colegiu cel mai rămas în urmă și cel mai sărac. Și atunci, una din lucrurile care le-am promovat au fost aceste energii regenerabile și, după cum se știe, o să plec cu un grup de primari din această zonă pe o linie de IMM-uri în Regio Emilia, adică în jurul Boloniei, pentru a încerca să aducem acele linii care prelucrează fructele și bogățiile zonei de aici. Și sper să ne iasă și să fie o zonă care va reuși să intre în aceeași aură de dezvoltare ca și Valea Prahovei. Mai au nevoie de ceva investitorii pentru a veni în Bălțești să se deschide? Da, mai au nevoie, mai au nevoie de a primi corect datele despre ce se produce aici, care sunt resursele și ce materii prime pot asigura. E un lucru foarte greu, pentru că abia acum, prin descentralizare și trecerea direcțiilor agricole în subordinea consiliilor județene, consiliile județene, respectiv consiliile locale, vor primi datele reale de care au nevoie pentru a putea dezvolta localitățile așa cum trebuie. Această rupere a administrației centrale de administrație locale, această raportare pe cercuri, prin prefectură, care de fapt o dea la minister și nu mai dădea la administrație publică locale, lipsa întâlnirilor permanente între administrația publică locală și cea județeană, duce la această necunoaștere a resurselor reale a fiecărei localități, a stării localității și a capabilității, pentru că asta mai trebuie completată pentru un investitor și cu ce calificări sunt în localitate. Câtă forță de muncă disponibilă și dispusă să se angajeze are. Ceea ce s-a întâmplat la Aliceștire Activane, acolo ați văzut că primăria în vizita aia la Liej cu noi a arătat că poate să ducă un parc industrial de 5.000 de oameni, iată că sunt aproape angajați. Și sigur că noi lucrăm deja, ați văzut, la căile de acces, facem drumul Nedelea și toate alea, întrucât acolo vor fi 10.000 de oameni. Și atunci trebuie să îmbunătățim și infrastructura de acces. Aici ne gândim, pentru că nu sunt terenuri plane prea multe, nu? Aici ne gândim la acest tip de IMM-uri care să prelucreze resursele lor primare. Și pentru asta, sigur că am fost și noi mai atenți că fondurile Uniunii Europene se vor da pe plantațiile de pom fructiferi și alte plantații gen zmeura, afine, așa mai departe. Apar ca să dăm suplimente de energie și în același timp să aducem și acele linii care se poată prelucra aceste lucruri.